Oameni de milioane. Like us. Cu Toader Păun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM scrie istorii frumoase. La propriu, chiar scrie istorii, pentru că este omul care a reușit să adune la un loc o mulțime de autori contemporani pe care îi puteți descoperi într-o colecție care se numește, simplu și sugestiv, Biblioteca de Proză Contemporană. Dar dincolo de această calitate a sa, este și un scriitor foarte bun pe care eu mărturisesc că l-am descoperit în 2019, atunci când apărea Homeric. Se numește Doina Ruști. Bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit și mă bucur mult pentru invitație. Am chiar emoții. Cum e să ai emoții când le dai altora emoții în momentul în care citesc cărțile? Nu m-aș fi gândit că un autor poate să mai aibă emoții. E, cum nu? Autorii sunt singuratici, sunt un fel de lupi așa singuratici care stau acolo și scriu și când ies în public se prefac acolo că sunt în formă, dar de fapt dincolo de fațadă există toată emoția aia care te ajută să scrii. Dar chiar care e povestea unei cărți? Cum se naște pentru Doina Ruși, de exemplu, o carte? De cele mai multe ori se întâmplă, mă rog, sunt mișcată de ceva, cum ți se întâmplă. Auzi un cuvânt, te întâlnești cu o poveste, întâlnești un om, pur și simplu te trezești într-o dimineață foarte emoționat. Și în momentul ăla începe să crească o poveste care se justifică emoția respectivă și la mine durează luni și luni această tatonare, această încercare de a găsi firele poveștii, până într-o zi când vine o aștept pe hârtie. Dar partea cea mai frumoasă e aia, de dinainte de a mă apuca de scris. Și cât de greu, cât de chinuitor e procesul ăsta în momentul în care vin multe idei, nu știu, avem imaginea aia din filme, când se iau hârtii, se mototolesc, acum doar nu o să arunci calculatorul, bănuiesc. Cum scrieți? De mână sau direct pe calculator? Direct pe laptop, nu mai. S-a terminat de mult cu scrisul de mână. Cred că niciunul dintre romanele mele nu este scris de mână, numai prin anii 80 scriam mult, mult de mână. Am continuat o perioadă, imediat după Revoluția au apărut mașinile de scris. Știi că n-am avut voie înainte să avem, adică era greu de tot. Și am început să scriu, mi-am cumpărat una foarte performantă și eram atât de încântată, pentru că și ștergea, știi, mașinile alea mecanice care puteau să șteargă câte o literă, câte un cuvânt. Și după aceea deja am avut un 284, dacă ai auzit vreodată, adică chiar unul dintre primele computere și așa am scris primele cărți, le-am scris pe el. Eram pe la sfârșit de anul 90 când scriam deja pe acel computer. Și după aceea, mă rog, au urmat altele, ne-am perfecționat, am ajuns la laptopul cât o cărticică, știi, ca să scrii oriunde și să nu mai ai probleme de... Eu chiar aveam o problemă de stat la masa de scris. Nu mi-a plăcut niciodată. Bunica mea se chinea mereu să mă obișnuiască să scriu la birou, să scriu, să stau cu spatele drept și nu știi tu ce te învață de obicei părinții și nu-mi plăcea deloc, voiam să stau acolo făcută ghem de obicei turcește pe un divan, știi? De unde spiritul balcanic al cărților mele și așa mi-am scris aproape toate cărțile și sigur că Homeric pe care l-ai pomenit mai devreme are exact spiritul ăsta balcanic de care se leagă și următoarea carte, Paturi Oculte. Și următoarea care va apărea. Care este? Care este o surpriză, ceva așa pentru vremurile pe care le trăim, o carte de povestiri scurte și ilustrate, intitulată Ciudățenii amoroase din Bucureștiul Fanariot. Spun titlul și nu mai e nevoie să spun despre ce e vorba în carte. Sunt povestiri tonice, povestiri cu multe întâmplări amoroase și toate fixate în perioada aia fanariotă, de care eu sunt foarte legată. Da, e bună intriga așa plantată și să rămânem în așteptare. Mi se pare cumva ironic că astăzi cărțile ați ajuns să le scrieți pe device-uri, pe calculator, dar în același timp lectura unei cărți nu se compară plăcerea de când ții o carte și o răsfoiești cu formatul electronic sau sunteți de altă părere? Nu, sunt de altă părere. Am de multă vreme deja cumpăna înclină
spre cărțile în format electronic de toate felurile, pentru că este, nu numai că e mult mai comod, dar cartea online, cartea, e-book-urile în special, sunt la dispoziția ta, în sensul că iau forma pe care o vrei tu, ți le poți face cum vrei, poți să îngălbenești pagina, sunt o sumă de programe care îți dau cartea din mintea ta. Și să spun, când încă, vezi că mai am bibliotecă, dar este doar o rămășiță a fostei mele biblioteci, când încă mai citeam pe hârtie și căutam, răsfoiam, având, uite, puse tot felul de însemnări pe cărți de genul ăsta, pe când făceam lucrurile astea, într-o zi eram atât de grăbită și aveam nevoie de un citat pentru un studiu și mi-am dat seama că nu eram în stare să mai caut în bibliotecă și mi-am comandat cartea de care aveam nevoie, care mi-a venit instant, știi cum se întâmplă, nu spun pe ce platforme, dar știi tu, pe cele care sunt specializate în asta, și mi-am luat de acolo imediat, am copiat, nu, acel fragment de care aveam nevoie, citatul, și mi-am continuat studiul. Deci a fost un lucru care a fost hotărător pentru mine, a fost un fel de prag. Din momentul ăla, aproape că rare ori, mă rog, citesc și pe hârtie, mai ales când vreau să aprofundez un anumit pasaj, când vreau să mă uit într-un roman pe care deja l-am citit anterior, dar chiar și pentru cărțile vechi, pentru manuscrise, nu mai am nevoie să scotocesc prin bibliotecă. Toate tomurile din Vea Urechea cu manuscrise sunt acum pe net, le găsești, sunt toate fotocopiate, puse la dispoziție, sunt PDF-uri, chiar și cărțile greu de găsit ale lui Simeon Flora Marian, cum ar fi Descântecele Românilor sau nu mai știu ce e așa, sau zoologiile medievale, toate sunt pe net, adică chiar ai acces mult mai repede. Nu mai trebuie să mergi la bibliotecă și să aștepți până ți-l aduce cartea, și mai ales la astea vechi, de asta aștepți să comanzi cu o săptămână înainte. Mi-amintesc cum mă duceam pe la sfârșitul anilor 80 la Biblioteca Academiei și așteptam, eram pe listă de așteptare pentru cărțile rare. Pe câtă vreme acum ele sunt la dispoziția noastră a tuturor, sunt pe platforme, le poți accesa în multe, multe locuri, și ca să nu-ți mai zic, deja există și audiobook-uri care se bucură de succes. Ultima mea carte, Paturi Oculte, a fost săptămâni întregi pe locul întâi la vânzări pe audiobook pe citește.ro. Deci o platformă pe care, cum să zic, nici nu am băgat-o în seamă, eram foarte convinsă că nimeni nu o să intre să ia audiobook, când poate să răsfoiască o carte, cum ziceai tu. Nu, de fapt e o plăcere neapomenită să intri în legătură direct cu o voce, să intri în legătură cu un om pe care îl cunoști într-o altă latură a lui și mult mai repede decât atunci când îi răsfoiești cartea. Foarte interesantă perspectivă. Pe de altă parte, haideți să revenim la denumirile astea ale cărților. Cum găsiți un nume pentru o carte? Pentru că, ok, eu am pornit de la Homeri, care a fost acum deja 2 ani. Au fost și multe alte cărți înainte și Paturi Oculte, de exemplu. Sunt titluri care intrigă și care atrag. Cât de greu e să alegi un nume potrivit care să nu fie mai puternic decât conținutul cărții? Sau, nu știu, cumva să fie echilibrat? Să știi că eu mai întâi aleg titluri și în jurul lui se clădește fiecare pagină, pentru că vreau să spun că pe fiecare pasaj există o mică referire, un cârlic către acel titlu, altfel el nu rezistă, pare artificial. Și nu detest să schimb la final titlul, de exemplu, asta mi se pare chiar o prostie. Totuși, pe când scriam manuscrisul Fanariot, am avut tentația și am avut în minte, de altfel, chiar de la început, să-l numesc Chilipir, pentru că unul dintre capitolele cărții poartă acest nume. Și pentru că se lega de tema cărții. Cu toate astea am rezistat, pornisem de la un manuscris, și apropo de asta trebuie să spun că e un manuscris în care un om renunță la libertatea lui de bunăvoie. Și asta are legătură cu colecția și cu ce o să povestim mai departe. Renunță la libertatea lui și își scrie această dorință, această cerere pe jumătate de filă. Dar în jumătatea, în textul ăla atât de mic,
de la care am pornit în romanul manuscrisul Panaiot, există pe puțin 10 oameni numiți, care au diverse roluri acolo. Și aș vrea să spun că mi s-a părut esențial, de vreme ce se termina cartea cu acest manuscris Panaiot, să se numească așa, dar pe de altă parte, povestea în sine spune foarte mult despre cum acționez, despre modul în care îmi aleg, de fapt, proiectele pe mai departe și, într-un fel, nu știu, dă și cheia acestei noi îndeletniciri de a face o colecție, pentru că de aici a pornit, să știți, de la acest manuscrit Panaiot, în care, deși un om este eroul principal, el este cel care se vinde, el este cel care trăiește drama, în jurul lui există 10 oameni la fel de importanți ca și el. Și oamenii, de fapt, îi susțin povestea, o duc mai departe și creează comunitatea acestei povești, pentru că fără comunitate, fără context, povestea se spulberă. Și acesta a fost imboldul meu și când am început să creez această colecție, mai degrabă ca pe o comunitate decât ca pe o simplă bibliotecă, cum îi spune, bibliotecă așa, din care poate să-și ia fiecare și să plece, bibliotecă publică. Nu e o bibliotecă publică, ci e una privată. Biblioteca de proză contemporană de la editura Litera, căci la ea faceți referire, da. E un proiect care deja acum aniversează un an. Este și un întreg festival creat în jurul acestei aniversări și sunt multe descoperiri frumoase de făcut. 15 romane, dacă nu mă înșel, au apărut până acum. Cât de greu e să găsești autor român contemporan pe care să-i aduci și, uite, să se creeze și o poveste unitară, cumva, roman cu roman puse unul lângă altul? Să știi că nici eu nu m-am așteptat să fie atât de multe. În general, de-a lungul vieții mele de scriitor de data aceasta, am tot primesc în mod curent manuscrisele unor scriitori mai tine care acum încearcă să debuteze, primesc diverse manuscrise ale unor confrați care vor să-mi știe părerea și eu îmi dau manuscrisele unor confrați să se uite. E un obicei acesta în comunitatea noastră așa fragmentară cum este ea. Și deci aveam așa idee în mare legată de câți oameni scriu, câți oameni talentați bat la porțile editurilor. Deci aveam o idee destul de clară de ce să zic. Însă nu m-am așteptat să am 15 cărți. Pe de altă parte, am avut de unde să aleg. Au venit mulți. De îndată ce au auzit, chiar de la început, am primit foarte multe cărți, foarte multe texte care au devenit după aceea cărți. Și am avut de unde să aleg. A mai fost și concursul de debut Litera, care a adus iarăși peste 100 de texte și având de unde să aleg, am încercat să creez de fapt baza unei comunități pornind de la concepția despre literatură, adică despre latura aia pe care știu sigur că nimeni nu vrea să o bage în seamă și anume literatura ca artă. Știi, s-a discutat foarte mult despre asta, e o problemă și o să zice, acum discutăm ca la seminar. Nu, nu este așa. Vreau să spun că există de-a lungul timpului multe persoane care s-au agitat în zona artei și care au încercat să rămână în istorie prin vari moduri, prin diverse metode. Și s-a ales praful de cei mai mulți dintre ei pentru ca să-și citim, de fapt, ce citim din toată perioada medievală, ne întoarcem iarăși la, să spunem, O mie și una de nopți sau la Dante care încheie perioada respectivă și citim în ciuda faptului că au trecut atâția ani peste cărțile lor și asta pentru că au făcut artă literară. Și atunci de aici am pornit. În ultima vreme a fost o nebunie, au apărut multe cărți, relatări, povești fără valoare literară, fără valențe și care totuși ne-au plăcut, le-am și citit, au fost bestselleruri. Și atunci îți pui întrebarea, dar ce se întâmplă? Le respingem cu totul? Suntem cu nasul pe sus și spunem că nu citim cărți de factură comercială sau cum le mai zicem, de duzină? Dar în realitate există planuri diferite. Există, ne ascultăm cântecul Sturzului, nu? Și îl uităm imediat, ascultăm o melodie la radio cu
cu conștiința faptului că nu să mai știm nimic despre ea, citim în tren o prostioară, zicem noi, da? O poveste care, de fapt, ne încântă în momentul ăla, ne face chiar plăcere, de ce să nu recunoaștem. Dar cu toate astea o uităm în tren la plecare. Aceasta este o latură a literaturii, dar dincolo de ea există un grup întotdeauna, în toate epocile, un grup care duce mai departe literatura pe calea asta a artei. Adică acei oameni care rămân peste sute de ani, care spun ceva despre literatură sau măcar care dau altora sugestii, care le dau idei celorlalți care vor veni. Și pe de la această premiză am pornit. Cărțile care au apărut în colecția de proză contemporană de la Litera sunt, chiar aș putea, în majoritate, cărți care răspund la această întrebare. Cărți manifest. Chiar aș spune că și reeditările au mers în zona asta. Sonata pentru acordeon a lui Radu Aldulescu este o carte manifest. A schimbat tematica la imediat după Revoluție, când, mă rog, eram încă sub apăsările comunismului. Această carte a făcut loc unor teme până atunci denigrate. Ea a fost reeditată tocmai ca să dau un semnal, tocmai pentru ca să se vadă în ce direcție mergem. Și dintre romanele mele am reeditat Omulețul Roșu pentru că e arta mea poetică, am putea spune. Spun ceva despre cum se scrie literatură. Și asta referitor la scriitorii care deja erau consacrați, însă am urmărit în continuare această tendință și romanul lui Radu Găvan, de pildă, Iisus din Întuneric, are aceeași misiune. Este un roman despre arta literaturii. Vorbește despre un scriitor care scrie o operă excepțională pentru că și-a ucis mai întâi familia, pentru că a trăit o dramă, el devenind autorul monstruos al acelei drame. Și în loc să povestească lucrul ăsta așa cum se făcea altădată, pe rând acolo povestea, el merge în toate colțurile în care povestea asta a lăsat locuri, semne, consecințe. Și de acolo începe să construiască, de fapt, alte povești întrepte, dând o formulă, creând, de fapt, o sinteză a ceea ce s-a spus despre scris și despre literatura ca artă și își spune la final concluzia, dar pe o poveste care e tulburătoare, care e foarte întotocheată, care te duce în toate direcțiile și care pornește de la această dramă a omului care a scris și a ucis. Doina Roș, suntem din ce în ce mai orientați către comercial, nu e cumva contraintuitiv să te duci să mizezi pe partea asta culturală? Adică, acum să recunoaștem, am avut cândva și o televiziune publică care se numea și avea cuvântul cultură în nume și care a fost închisă tocmai pentru că nu se susține un interes pentru așa ceva, ceea ce, desigur, este o discuție mult mai amplă și generoasă aici și nu o să intrăm în ea. Dar revin la întrebare, nu e cumva contraproductiv să mergi în direcția asta, să faci ceva, nu de amorul artei, e greșit spus, dar pentru artă și doar pentru crezul că lași ceva mai departe generațiilor viitoare? E adevărat, într-o primă fază s-ar putea vedea așa ca un fel de tâmpenie, dar vreau să-ți spun că această colecție e foarte variată, are multe nuanțe și multe tipuri de cărți. Ți le-am citat pe cele care deschid drumul, deschid porțile către alt tip de literatură. Și n-am terminat lista, dar între aceste cărți există și altele care satisfac gustul general. Există și cărți de tip monografic și am să ajung imediat la ele. Deci, pe lângă aceste cărți care fac, sunt așezate, de fapt, ca într-o bibliotecă toate. Îl avem pe Găvan cu romanul pe care ți l-am povestit, care, într-un fel, sintetizează deja ceea ce s-a spus până la el. Dar avem o altă treaptă cu Ligia Pârvulescu, care a și luat premiu pentru debut al editurii Litera la concursul Primul Roman și care a scris un roman intitulat Translucid și care vine cu o formulă excepțională pe linia pe care ți-am spus-o mai devreme
chiar este de originalitate totală, dar în același timp satisface și gustul nostru și curiozitatea omului care vrea să știe ce se întâmplă mâine, ce noutăți mai sunt prin lume, etc. Pentru că, să spun, romanul e construit în așa fel încât vine și acoperă toate zonele astea, inclusiv plăcerea nemaipomenită de a răsfoi o carte. E o poveste despre o studentă care, după o aventură întâmplătoare și din căminele de la regie, face un avort. E o dramă. E o problemă care interesează, în general, pe toată lumea. Dar în loc să povestească chestiunea asta, cum o povestesc toate celelalte romane, Ligia Părvulescu vine cu o idee care deja aduce toată povestea în zona noastră de interes, în zona actuală a pandemiei. Pentru că toată povestea asta a fetei, toată drama ei, se derulează epidemic, cotropește întreaga lume și dintr-o dată ne aflăm la câțiva ani după pandemie. Suntem într-un București bulversat, în care intelectualii au ajuns sclavii pozitiviștilor, în care se întâmplă lucruri. E distopie și nu este. E o latură aproape de comercial, să spunem, te păcălește să intri acolo, dar care adună toate elementele pe parcurs, creând un singur personaj din toate personajele. Ceea ce mi se pare absolut fabulos. Deci răspunde într-un fel și unei zone și altea. De asemenea, Liviu Gestan, un scriitor care merită toată atenția și care este jurnalist, are deci, această ușurință a scrisului și seducția, mă rog, cuvântului care zboară așa cum o ai și tu. Liviu Gestan vine cu o poveste făcută din 4 bucăți și care pornește de la un caz real, cel al unui trafic de organe mult mediatizat acum câțiva ani, dacă îți amintești și eu. Dar la fel, găsește o formulă, transferă toată această întâmplare în 4 povestioare care refac o atmosferă bulică a unui București care într-un fel anticipă pandemia. Deci toate operele mari, vreau să spun, toate operele care îți spun cum se face literatură, au poveste și au acea latură care te conectează la poveste și la plăcerea de a da filele. Cam toate cărțile din colecție au o astfel de poveste. Am să-ți mai spun că dincolo de asta există și altele mult mai conectate la realitatea imediată, de pildă romanul lui Dan Stanca, scriitor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, intitulat Înainte de Întuneric, pornește de la viața lui Marcel Petrișor, o biografie absolut tulburătoare, dar nu urmărește întru totul în povestea. Marcel Petrișor chiar s-a stins odată cu apariția acestui roman, așa într-un fel, o legătură ca și când l-ar fi așteptat. Și în acest roman apare o poveste despre comunism, despre închisorile comuniste, despre răzbunare, dar care nu rămâne în direcția aia, că mai citim știu câte cărți. E o poveste tonică și care era la sfârșit așa foarte mulțumit de ideea că, la urma urmelor, toate răzbunările sunt inutile, toate actele de răzbunare, ca și cele glorioase, ca și cele ale eroilor, se spulberă în această lume atât de grăbită. Doinaruș, aș vrea să vă scot așa un pic din bibliotecă și să mă întorc la omul de milioane pe care l-am în față și în urechi în acest moment. Cum se măsoară succesul? Ce anume vă face mai mare bucurie când vedeți cifrele mari de vânzări, când citiți o cronică pozitivă, când vine, nu știu, o reacție sinceră din partea unui cititor care nu este neapărat antrenat să fie cititor cu un ochi critic? Ce bucură un autor de succes? Bineînțeles, să nu fim ipocriți, toate astea fac parte din plăcerile visate, ca să zic. Un scriitor e vanitos, vrea să fie lăudat, vrea să... Dar, cum să zic, pe măsură ce tot publici cărți și începi să-ți faci un nume, se stompează aroganța asta scriitoricească și începi să fii atent la cititorul autentic, la cel care nu este critic literar, care vine la tine de pe stradă, care te-a citit și doar îți zâmbește când trece pe lângă tine pe stradă. Nu știu, am ajuns că mă uit în ochii oamenilor, mai ales pe la evenimente, pe la târguri de carte când erau și știu precis dacă
dacă mi-au citit vreo carte, așa am ajuns. Există o legătură care se creează între scriitor și cititorul lui fidel, adevărat. Când sunt câteva expresii de astea pe care le știu, când un om, de exemplu, zice că scriu roman istoric, știu sigur că deci n-a citit nimic din ce am scris. Sau, mă rog, sunt mai multe astfel de lucruri care mă trimit imediat la o realitate. Dar, da, asta sunt cel fericită maxim atunci când mă întâlnesc cu un cititor autentic, oriunde unde ar fi el. Și pe acest impuls a pornit și biblioteca asta, pentru că tu ziceai să ieși din ea, dar de fapt ea este cea care mi-a completat viața scriitoricească. Încerc să creez o comunitate, niște oameni care gândesc ca mine, care scriu, care stă în rudis, care mai cred încă în literatură. Și asta face parte din următorul meu roman. Aceeași fervoare pe care am avut-o când căutam prin fișierele Academiei să găsesc manuscrisul Fanariot, să găsesc completarea lui, să găsesc alte documente care să mi-l explice, aceeași pasiune am pus-o și în această colecție, care este parte din viitorul meu roman, sau, mă rog, ține de ceea ce voi scrie în viitor. O să zici acum, păi da, ești la vârsta memoriilor, o să scrii memorii. Poate că da. Poate vin și ele, la un moment dat. Da. Despre ce vorbesc scriitorii când se întâlnesc? Except în perioada asta pandemică, când probabil se vorbește despre sănătate foarte mult. Vă permite să discutați despre cărți, despre idei, se fac schimburi în această direcție sau e totul secret maxim? Nu. Discuțiile sunt chiar, cum să zic, previzibile. Scriitorii foarte tineri sunt aroganți și vorbesc doar despre ei. Deci asta e o discuție încheiată cu orice scriitor tânăr. Cu prietenii, cu scriitorii prietenii însă, da, asta discutăm ultimele noutăți, discutăm tehnici, discutăm ce a făcut nu știu care scriitor premiat. Despre asta discutăm și de fiecare dată avem iluzia, fiecare dintre noi, deși noi spunem că suntem deja bătrâni, avem iluzia că și noi am făcut chestia aia sau că și noi suntem pe acolo în lumea aia lăudată. Pentru că, spuneam mai devreme, ceea ce ține până la urmă scrisul este această vanitate, încrederea în tine. Fără încrederea asta nu poți să mergi mai departe. Dincolo de modestia afișată, de faptul că fiecare scriitor încearcă să nu-și dea rama pe față, există însă acest impuls de a te crede stăpânul lumii pe care o creezi. Ceea ce este adevărat până la urmă. Da, și mă rog, măcar acolo te simți, ai acea încredere care te ajută și să supraviețuiești. Pentru că, să fim serioși, scrisul face parte dintre acele multe, multe refugii ale omului din fața destinului, a morții, știi tu, tuturor năpastelor pe care existența ni le-a lăsat pe cap. Cât de greu este să fii scriitor? Cât de mult te consumă pe tine ca ființă tot procesul ăsta al creației? Sigur că poate fi greu și poți să fii epuizat dacă construiești o operă și vrei neapărat să-ți iasă ceva, ți-ai făcut un plan în sensul ăsta. Dar la mine scrisul e un joc. Adică e jocul suprem. Dacă n-aș avea scrisul, nu știu, cred că aș fi devenit jucător de cărți sau altceva. Dar scrisul este... face parte din dorința mea de a construi, de a mă juca și a construi totodată. E o chestiune născută. Din copilărie îmi plăcea să construiesc lumi și nu mă puteam opri până nu terminam treaba. Asta e și așa se întâmplă și acum lucrurile. Mă apuc, deci stau mult pe poveste, o gândesc, mă îndrăgostesc de personaje, le detest, mă supăr, le șterg din planul meu, din planul cărții mele, dar la un moment dat mă trezesc într-o dimineață extrem de emoționată și cu emoția încep să scriu și nu mă opresc până nu termin cartea. Dacă mă opresc, când apare cartea, știu sigur, acolo este o rană unde m-am oprit, unde am făcut o pauză. Și deci nu scriu greu, pentru că de îndată ce mă plictisesc, ce simt că nu mai sunt în emoția aia, mă opresc. Deci scriu exact cât îmi face plăcere să scriu. Nu scriu ca să termin o carte, ci ca să mă distrez. Și deci asta e.
Frumoasă perspectivă. Înseamnă că nu, oricum nu o să conteze cartea aia. Ce sfat ați avea pentru cei care sunt la început de drum și vor să scrie? De fiecare dată am așa o formulă, să nu urmeze niciun sfat. Dar adevărul e că e extraordinar de frumos, de benefic, de uluitor chiar, să greșești, să descoperi singur cum trebuie să scrii, să faci, mă rog, greșeli chiar de scris, grosolane, de care să fie jenă mai târziu, dar care de fapt îți deschid niște uși, îți deschid un drum, te învață cum să te joci acolo pe terenul literaturii. Și cred că asta e, să scrie pur și simplu dacă au ceva de spus și vor vedea după aceea. Literatura în proză, epicul, cere cultură solidă. Știu că se poate scrie și așa, că sunt oameni care au, să zice, talent și scriu acolo povestioară, dar scriu frumos pe frază și după aceea cade construcția. Pentru o construcție îți trebuie educație culturală, îți trebuie lecturi, pentru că absolut orice zonă a ființei tale este descoperită, se vede în scris, ești acolo dezbrăcat. Doina Ruști, vă mulțumesc mult pentru că sunteți omul nostru de milioane la Europa FM. Și eu îți mulțumesc. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Băun la Europa FM.